și 9 minute, suntem în reorganizare un pic, da. În această dimineață avem culinaria și cred că o să vorbim mult și bine despre bobuși. Se filmează sau nu se filmează? Se filmează, se filmează. Se filmează. Nu știu dacă suntem în direct, dar avem pe masă, stai puțin. Suntem pe Facebook, suntem și pe Facebook. Suntem unde vrem noi. Zim, Alina, zi-mi o cameră de prim plan. Este, aia e de prim plan, da? Stai așa. Să ai de, da, fiți atenți. Că am început să primim fel de fel de mesaje cu trucuri binevenite în realizarea gogoșilor. Mă, ce se întâmplă? Unul dintre pe Facebook, că stau aici la cameră. Vlad s-a dus la o cameră de asta de luat vederi, care transmite pe Facebook în viu. Puteți să vedeți acolo și a arătat gogoșile cu flori de salcâm făcute de colegul nostru Narcis, care este și el alături de Neața noi. Narcis. Bună salut, Narcis. Salut, Narcis. Ai deci făcut vâlvă cu treaba asta, dar vezi că nu avem ascultători. Ascultătorii noștri se pricep practic la orice. Și am găsit, sigur, imediat și câțiva care fac și ei gogoși de-astea cu flori de salcâm. Gogoșile cu flori de salcâm pe care le-a adus Narcis în dimineața asta. Toată noaptea am stat și am gătit. Îți mulțumim din suflet, dar pe mine m-ai pus un pic în dificultate, că acum e greu să mă concentrez. Așa. Mamă, și miros. Ele arată ca niște pârjoale, așa. Adică n-au forma aia rotundă. Da. De ce n-au forma rotundă, Narcis? Pentru că, în mod normal, ele se iau cu lingura. Și tu le-ai luat cu... Nu, nu, se iau cu lingura, se pun în tigaie și ce iese, iese. Aha, ah, ok, am înțeles. Ca la... Așa a fost să fie. Exact. Arată gust, ca niște pui Shanghai mai mari, dar... Nu neapărat forma. Da. Au ca niște... Arată ca niște pui Shanghai, da, mai mari, da, acum. Sau ca niște șnițele. Sau ca niște șnițele mai groase. Deci ele au în compoziție flori de salcâm, corect? Exact. Da. Rețeta de la bunica, dar se mai practică. Păi uite, ascultătorii noștri sunt câțiva care practică asta. Unul chiar spune că se numesc șoricei. Pe un care rămâne, fac invers. Iau rămurica cu flori de salcâm. Da, se fac și o așa. O dau prin aluat, asta mi se pare foarte interesant. O prăjesc și, pe urmă, practic, mănâncă floricelele învelite, băi, în aluat. Băi, ce faci, mă? Nu se poate. Nu mă încarcă, Vlade, pe Luca. Da, dă-i un, dă-i alea un kick. Că, pe urmă, pe-i tu legătura cât de curând. Ei iau de rămurică, știi? Zi. Floarea de salcâm și ciugulesc florile de salcâm îmbrăcate în aluat și prăjite. Mi se pare senzațional și așa. Dar rețeta sau? În varianta asta lui Narcis, nu, tu te ocupi, sunt florile amestecate în aluat. Exact. Se rup de pe ciorchine, se amestecă în aluat, iei cu lingura și pui în tigaie. Și practic mai departe e șmecheria cu aluatul de gogoși, care Narcis cum se face așa, în linii mari, nu ne da rețeta, că o știu, cine vrea să facă rețetă de gogoși, găsește. Este. Dar tu ce secret foarte ai? Foarte simplu, foarte simplu. Cred că e cea mai simplă rețetă de desert. Este foarte asemănătoare. Scuze-mă, Narcis, s-a făcut coadă la intrarea în studio. Domnul Striblea n-a mai rezistat, a intrat. Aș vrea să profit de această ocazie și să spun că îmi voi deschide propria mea afacere. Mâine mă găsiți în piața Obor vânzând gogoși cu salcâm. Vezi că sunt scumpe tarabele în Obor, e complicat. Și trebuie să ai vorbele dacă făcute acolo, nu e simplu. Da, da, da. Zice că cele mai bune secrete de gogoși nu de la gospodine le aflați. Întrebați niște parlamentari de secretele gogoși. Au apărut și e glumele posibil cu gogoși. E posibil să rămâneți cu gura uscată. Hai, frate, rețeta. 4 ouă, da. 4 linguri de zahăr, da. O cană și jumătate de făină. Exact. Sau după ochi, 400 de mililitri de lapte dulce. Stai că vine Luca. O jumătate de pliculeț de praf de copt. Un vârf de sare. Flori de salcâm cât cuprinde. Cum exact se vinde la piață, 2 punguțe. Deci... Băi, se vând flori de salcâm la piață? Da, trebuie să recunosc că mie mi-a fost destul de greu să mai găsesc. Asta pentru că, unu, în București oamenii nu prea știu de rețeta asta. Doi, chiar am fost la piață și când am luat, o doamnă se uita așa foarte ciudat la mine și întreba, dar ce sunt astea? Și ziceam, flori de salcâm. Păi și ce se fac cu ele? Gogoși. Și a rămas foarte uimită, i-am dat și ei rețeta. Cum? Gogoși... Asta e cel mai plăcut la piață, să faci un schimb de rețetă cu o doamnă, e ceva fabulos. Mod de preparare. Cu... Se bat ouăle cu zahărul și cu zahărul vanilat până se topește zahărul și se face cumva o... Ce se face? Ce? Spumă. O spumă. Dar să nu exagerați prea mult cu băutul. Se adaugă laptele dulce. Da. Încetişor, amestecându-se, exact, presupun, exact. Se adaugă făina amestecată cu praful de cop și cu vârful de sare și se amestecă bine până iese ca o smântână, nu? O smântână mai groasă, cam o pastă. Așa. Dacă iese prea lichidă, puteți să mai puneți un pic de făină, nu-i niciun fel de problemă. Florile de salcâm se curăță de pe ciorchine, se adaugă în compoziție amestecând de jos în sus. Cum adică de jos în sus? Vertical. Adică de jos în sus. Prin metoda învăluirii. Știi ce zic? Frate, că noi nu știm cu de-astea. Cum să nu știm? Eu amestec de jos în sus frecvent. Ce? Nu știu, maioneză.
fiureu, ce amestești de jos? Tocana, ce? Nu, nu facem dulce. Ei, nu fac dulce, dar mai amestec de jos în sus. Îmi place să amestec de jos în sus. Sunt fan. După ce se încinge uleiul într-o tigaie, 2-3 degete, după ce s-a încins uleiul, se ia compoziția pe o lingură și se adaugă în tigaie. Gogoșile sunt gata când au o culoare aurie chiar spre maro deschis. Se așează pe un prosop. Se vede în imagini. Ce-a mai rămas? Confirm că sunt foarte bune. Mustrări de conștiință am vrut să gust și eu. Și ai luat, dar Narcis ne-a rugat când a venit. El a venit cu un platou de gogoși și a zis: "Hai să le tăiem, că vrea toată lumea în redacție." Ăștia ei mei au halit câte una repede. Doamne, ce bune au fost. Mai ales Vlad, la care nu mă așteptam. Eu am a mai venit și Striblea și a ciupit una. Și au rămas două. Și eu când am luat-o, mi-au dat lăcrimile, că m-am gândit la colectiv. Cum faceți, dar luni veniți cu câte și un platou de gogoși. Vezi cum faci, că trebuie să faci săptămâna viitoare. Fă o încărcătură, mai ca lumea, nu vii cu gogoși și așa. Noi îți mulțumim, e drăguț gestul, dar trebuie amplificat. Un secret de la bunica, hai că am cerut secrete și am secrete. Eu aș încerca și cu bacon, să pun și niște bacon înăuntru. Scoți florile și pui baconul. Un secret de la bunica. Da. Ne transmite cineva. Asta toate vreau. Preparatele de patiserie, toate, au nevoie de o făină bine cernută. Aerată. Așa. Adică trebuie cernută de 2-3 ori. Să știi că asta știam de două, și eu. Absolut deloc. Nu, te vezi aici greșești. Trebuie o sită, pui făina și după aia asta știu de când încercam să fac pâine. Da. Și bați frumos și se aerează. De acord, doar că nu am absolut se deloc. Se găsește sită peste tot, cum nu găsești sită? O să mă duc la obor. La gogoși găsești. La Galați, gogoșile astea se numesc, stai că mi-a fugit mesajul. Nalangâte. Nalangâte. Ce? Confirm. Nalangâte. Nalangâte. Astea cu flori de salcâm. Ok. Bă, nalangâte. Nalangâte. Nu știu de la ce vine, adică, dar confirm. Nalangât? Altcineva zice și la Focșan se fac gogoșile cu floare de salcâm. Și clătitele sunt bune cu flori de salcâm, ne scrie o altă doamnă gospodină. Se fac și plăcinte cu flori de salcâm. Deci, până la urmă, de fapt, floarea de salcâm noi am trăit până acum în ignoranță completă. Bravo, exact. Floarea de salcâm e folosită în, practic, toate tipurile de desert cu cocă din bucătăria românească. Asta apare după ce mesaje primim. Șoricei se cheamă când sunt făcute cu tot cu codiță, cum spuneam. Au mai venit N mesaje cu șoricei. Și apuși și de tulpină și mănânci și... Asta mie mi se pare cea mai tare. Deci iei rămurica cu flori. Da. Și ies niște mini gogocele, îți dai seama. Deci, practic, cum sunt cireșele... A, dacă îți faci aluatul mai subțire, mai de consistența celui de clătite. Și știi, se mănâncă și rămurica aceea, pentru că, practic, ea se prăjește. A, bine, poți să mănânci și copacul, dacă... Poftă bună! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.